Chester! Probabil că se ascunde sub pat. Voi sunteți... O codomă! Chester? Ei bine, nu e sub pat. Să-l căutăm în alte ascunzători. Oh, miau! Ai fantome! Chester nu e aici. Nu e nici aici. Fantome! Crezi că s-a dus afară? Da! Cum adică e chiar aici? Eu nu-l văd. Hei, eu sunt Petice, sunt tipul vârcolac. Ești tipul vârcolac? Știu cine ești, dragul meu. Îmi place așa. Oh, cât mă bucur să te văd, Petice. De când s-a transformat totul într-un coșmar? Ce-a fost asta? Voi sunteți pisicile dispărute, nu? Cum adică? Suntem chiar aici, dar stăpânii noștri au dispărut. Mi-e tare dor de stăpânul meu. Îmi pare rău, micuțule, și mie mi-e dor de a mea. Sunt sigur că prietenul meu, Draculaș, ne va ajuta, oriunde ar fi. Trebuie doar să stăm împreună până când Draculaș va găsi un mod să ne salveze. Ciuperci urechea lui Iuda. Nu par apetisante deloc. Vai, urechile tale! Arată foarte distractiv, Draculaș! Doar să stăm împreună până când Draculaș va găsi un mod să ne salveze. Care era Draculaș? Dacă e acel puști zombi din... Îl auzi pe Chester? Chester! Unde ești? Nebună, nu ne poate auzi! Îmi pare rău, dar dacă el nu ne poate auzi, cum să comunicăm cu el? O idee! Oh, ce grozav! Mi se pare că ți-a venit o idee! Oh, da! Scuze! Ce-a fost asta? Muștarul fantomă! De ce ar desemna o fantomă un con de înghețată? Nu, nu, e un castravete. E o chitară. Nici vorbă, micuțule, e Draculaș. Cum? Privește, iată-l desenat aici și ține degetele ridicate, arătând spre urechile lui, de parcă ar spune că ne aude. Tu asta înțelegi din acest cornet de înghețată? Scuze, știi că îmi place muștarul. E un măr, un măr! Are și frunză! Nu poate fi nimic altceva! Vedeți acolo? Ea desenează strălucirea! Un măr strălucitor! Nu, amice, privește! E o dimensiune paralelă! Oh, da! Asta urma să spun și eu. Cum? Eu sunt cel care nu vede bine? Adică eu nu văd asta acolo. Da, vezi aici, Draculaș spune că am fost aduși într-o dimensiune paralelă asemănătoare cu realitatea noastră. E un fel de existență simultană, dar asta spune exact așa. Da, da, asta spune, da, da. Nu, 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 nu! E clar că a desenat un măr! De ce înțelegi tu dimensiune paralelă din acest desen? De ce? Păi e absolut evident. Ce? Salutare, dragii mei! Bun venit în noul vostru cămin! Noul nostru cămin? Bineînțeles! Sper să vă placă! Veți sta aici o eternitate! Dar noi nu vrem să stăm... Nici o secundă în plus alături de oameni! Știu! Noi îi iubim pe stăpâni! Stăpânul meu mă mânghie și îmi dă mâncărică! Iar jocurile pe computer sunt grozave! Da, așadar, mersi, dar vrem să ne întoarcem la stăpânii noștri, te rog! Da, vă mângâie, vă hrănesc, vă spală blănița, dar cu ce preț? Vă pun o zgardă de gât și un lacăt pe ușiță și deveniți prizonierii lor! Credeți-mă, prizonieri! Unde ne aflăm și ce se petrece? Ce avem noi aici? Ești un motan foarte chipeș, nu-i așa? Ești foarte pufos și blănos. Bună, pisicuță! Epa, epa, andale, andale, arriba, arriba! Mai sunt moi, muce multe acolo! Adios! Urmărește o mulțime de videoclipuri și nu uita să te abonezi la canalul de YouTube Boomerang!